rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Arătați-vă faptele și veniți și luați plata, spune Mântuitorul. Într-adevăr, iubiți credincioși, nimic nu este plătit aici pe pământ și în ceruri. Este o diferență ce facem pe pământ, lucruri materiale, și alta este cele duhovnicești. Cum am spus că omul este împărțit în două, este trup și suflet. Ceea ce se hrănește trupul nu e bun pentru suflet și ceea ce este pentru suflet nu este bun pentru trup. Acest antagonism care este lăsat în noi este pus sub rațiune, sub minte. Că dacă Dumnezeu nu ne dădea minte judecată ca să înțelegem ce trebuie și ce este bun și ce este rău, atunci aveam o scuză. Dar de vreme ce a venit Mântuitorul și s-a arătat în trup, de vreme ce a făcut atâtea minuni ca un Dumnezeu, de vreme ce a vorbit în atâtea graiuri omului ca să înțeleagă, nu mai avem scuze. Oricum am vrea să ne erijăm de la culpă, nu avem cum. Deștepții lumii zic, care sunt fără Dumnezeu, că se erijează cumva. Lumea este aici totul, dar nu este așa. Oare cum să lucreze Dumnezeu ca să înțeleagă omul? Din cauza aceasta a spus Mântuitorul că cel ce va greși împotriva Duhului Sfânt nu se mai iartă. A Tatălui și a Fiului se iartă, dar a Duhului Sfânt nu se iartă păcatele. Fiindcă acestea sunt făcute premeditat, sunt cu bună știință. Nu vreau ca să fac. Aceasta zice cel îndărătnic. Din această cauză judecata așa va fi. Arătați-vă faptele și veniți și luați plata. E un cuvânt îngrozitor, dar totuși este pentru noi. Nu este om care să fi venit în lume ca să nu meargă și la judecată, indiferent cine este el sub soare. Ori că l-a cunoscut pe Dumnezeu sau nu, tot merge la judecată. Vedeți dumneavoastră în armată sau oamenii care îl prețuiesc pe rege, merge până la moarte că îl prețuiește pe acela. Dar pe Hristos merge cineva la moarte? Știți că erau kamikazurile japoneze în timpul războiului. Acela se ducea spre moarte, știa că moare, dar se ducea cu o torpilă să lovească. Era condus acea torpilă și el murea. Murea pentru rege. Nu era bun ce făcea, dar vreau ca să spun în lume cum mergeau soldații și oamenii pentru un neputincios de rege, care în fond era și el om. Dar aici pentru Hristos cine merge? Cine îl mărturisește pe Domnul nostru Iisus Hristos? El are nevoie de mărturisire în viața aceasta. Trebuie să spunem tuturora care nu știu pe Dumnezeu prin faptele noastre, că acel om dacă îți vede fapta,
La început poate nu-i convine, dar apoi o acceptă. Își stoarce toată tinerețea lui și apoi vine după tine. Vedeți că omul, cum l-a lăsat Dumnezeu din început, care nu știe nimic și până ajunge bătrân. Când ajunge atunci în senectute, care mai ajunge, bineînțeles, se liniștește hoitul acesta și începe să gândească abia atunci. Dar gândește cu ce a făcut în trecut. Rari sunt oamenii cărora li se descoperă Dumnezeu la tinerețe sau la bătrânețe. Nu sunt rari, fiindcă Dumnezeu este repetent, este puturos și nu vrea să descopere. Ba se descoperă încă de când este pruncul omul, dar omul nu mai vrea, nu-l vrea pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că vor apărea cuvintele groaznice la judecată. Vor apărea pentru evrei când spune că mi-e sete. A spus Domnul pe cruce, înainte de a-și da sufletul. Era sete de Iuda. Sau găsim la Sfântul Arhideacon Ștefan, nu le socoti lor păcatul acesta, murea în pace, îi ierta pe aceia care aruncau cu pietre în el. Și aici, la fel, Domnul i-a iertat pe toți, rămânând ca aceștia să conștientizeze iertarea și gravitatea păcatului. Când a spus pe cruce că să nu le socotească Dumnezeu păcatul, că strigau cu toți într-o frenezie, erau un corp comun, care majoritatea erau de aceeași vârstă cu Mântuitorul. Spun evreii pe urmă, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Aici este lepădarea lor. Și aceste cuvinte vor fi scrise, sunt scrise deja și vin la judecată. Judecata Mântuitorului va fi foarte aspră, că a venit acum să mântuiască pe om, dar atunci vine să-l cerceteze pe om. Cum a făcut el după poruncile dumnezeirii? Că se arată pe cer crucea, că simbolul creștinismului este Sfânta Cruce, este altarul de jertfă unde s-a răstignit Mântuitorul, că altarul cel care se făcea din 12, masa de jertfă, din 12 pietre, pentru numele celor 12 seminții, acum s-a transformat pe cruce, că atunci se jertfeau animale, dar acum a venit ultimul ca să se jertfească, mielul lui Dumnezeu. Și s-a jertfit pe crucea Golgotei, s-a jertfit în afara cetății, l-au scos inconștient evreii în afara cetății, zicând în mintea lor să nu se spurce Ierusalimul. L-au scos și l-au răstignit pe muntele Golgota. Vedeți dumneavoastră cum a întocmit Dumnezeu zidirea aceasta. Pentru animale este un rând de judecată, dar pentru om este judecata supremă, că el este chip și asemănarea lui Dumnezeu.
Noi purtăm legământul cu Dumnezeu prin haina botezului. Trebuie să-i dăm jertfa lui Dumnezeu, chipul său care l-a luat a omului și nu a altui animal. Și aceasta este o supremație prin toată lumea care este înconjurătoare omului. Dacă cinstea aceasta a dat-o omului, oare a dat-o aiurea ca să se desfrâneze, să se ducă în toate păcatele? A dat-o Dumnezeu spre custodie. Cu alte cuvinte a spus Dumnezeu, uitai chipul și asemănarea mea și a Tatălui Ceresc, mergi în lume și ai grijă să nu pătezi haina. Iar noi ce facem? O pătăm, o stricăm, o rupem, o jefuim, fiindcă este trupul acesta tinos care ne trage spre pământ. Oare este vinovat Dumnezeu că ne-a făcut așa? Oare este vinovat Dumnezeu că ne-a făcut trup și suflet? Nicicum. Dumnezeu este adevărat, ne-a dat firea gânditoare, ne-a dat ca să cugetăm toată natura, să raționăm în mintea noastră, mică, mare cum este, dar putem raționa toată lumea înconjurătoare. Ne-a dat Dumnezeu și poruncă ca să nu ne desfătăm prea mult. Și apoi a venit Mântuitorul pe pământ, s-a jertfit pentru noi, ca să ne predea legea, ca cea veche s-a uitat. Iubiți credincioși, e descoperită judecata lui Dumnezeu în timpul istoriei. Vedem potopul lui Noe, că așa a rămas încondeiat în istorie. Când a ucis Dumnezeu toată lumea, numai 8 suflete le-a salvat de la moarte. Când bătea Noe, că a construit corabia timp de 100 de ani, când bătea Noe în toacă, la apusul soarelui, toate jivinele intrau în corabie și acolo nu se mai certa. Lupul cu miel, ursul cu vițelul, leul, nimica, toți mergeau în corabie și să stau liniștiți. Acești oameni care veneau la Noe și îl întrebau și el le răspundea frumos că va veni un potop, nu credeau. Dar a făcut Dumnezeu anume că i-a spus, fă corabia pe munte. Niciun nebun nu face o corabie de mărimea aceea în munte, că trebuie să o lase la apă. El a făcut-o acolo, știind că va veni potopul. Dar vedeți dumneavoastră că oamenii beau, mâncau, se desfătau și nu băgau seamă la aceasta. Când a venit moartea peste ei, toți alergau care încotro și i-a căsăpit pe toți. A venit moartea lui Faraon. Trebuie să fie încondeiat în scriptele egiptene atunci ieșirea evreilor din robia egipteană. A fost ceva groaznic atunci la ieșirea evreilor. Au avut ultima plagă noaptea. Le-a dat Dumnezeu un întuneric cum, după cum spune împăratul Solomon, nici stelele nu mai luminau.
Nici focul nu se mai vedea nimica. A dat Dumnezeu fiare sălbatice, șuieratul șerpilor care îi mâncau, îi încolțeau, au luat viață și statuile care le făcuse ei ca idoli. Toate au luat ființă atunci și s-au năpustit cu toatele asupra omului. Mă gândesc, oare la judecată, când va arde pământul, nu va fi o bucățică din aceea, din plăcile Egiptului? Că spune acolo, vrăjitorii care promiteau că va goni frica, cădeau tremurând de frică. Când șuierau șerpii și toate animalele la urechi și ei orbăcăiau în întuneric. Dar ca să fie minunea mai mare, la evrei era numai lumină și la egipteni era numai întuneric. După ce a venit lumina zilei, din acea noapte întunecată, au rămas o parte mare din poporul egiptean morți. Și totuși au uitat aceasta și au gonit după evrei și pe urmă i-a înnecat în Marea Roșie. Vedeți necredința în om, că ei vedeau minunile care se fac la evrei, că păzeau poruncile lui Dumnezeu atunci și tot n-au crezut. Ce să ne mai mirăm în ziua de astăzi? Acești oameni fără minte, care nu mai au nimic dumnezeiesc, probabil că se pregătește pământul pentru apocalipsă. Se pregătește ca Egiptul, unde se mai sujește pe aici, pe acolo, în dreapta credință, dar restul e o apă și un pământ. Și a venit Mântuitorul și s-a arătat oamenilor, dar oamenii rămân tot surzi și reci, rămân reci ca mormântul. Vedeți, iubiți credincioși, ce înseamnă rațiunea în om. Că diavolul aceasta așteaptă la om să-l depărteze de Dumnezeu și nu-l depărtează altfel decât prin păcat. Făcând păcatul, Duhul Sfânt se depărtează de la om, dar nu se duce deodată. Încetul, tot se depărtează. Cum spune într-un acatist că Sfânta Treime este oglindită în materia înconjurătoare nouă. A pus Dumnezeu emblematic în toată natura Sfânta Treime, dar omul nu vrea să o înțeleagă. Nu vrea, fiindcă l-a prins păcatul și pe urmă omul caută să cadă în păcat, anume face contra dumnezeirii. Îmi aduc aminte de o fetiță, era la școală și era prietena ei o creștină. În limba lor acolo, mici, ea i-a spus că merge la biserică și zice, eu nu merg. Că dacă mă duc, când zice părintele, să nu mai greșesc. Și pentru asta nu merg. Vedeți cum încă de mic face păcatul. Dar când ajungi mare, iubiți credincioși, mare lucru este ca să ne ținem mintea. Că văd că se poate ține, nimeni nu te obligă. Ca să te duci în desfrânare, să te duci în toate păcatele lumii. Apoi,
S-a terminat cu Faraon, a venit Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora, care a lăsat Dumnezeu, e emblemă și acum, că acolo răsar portocale, lămâi, se fac, dar toate sunt murdare, sunt put, sau n-au niciun gust. A lăsat Dumnezeu emblema a Sodomei și a Gomorei. Când a venit ca un fulger din cer, foc și pucioasă, i-a ars pe toți și i-a ucis. Și s-a și scufundat o parte din Pentapole. Și a lăsat până în ziua de astăzi, a lăsat acea putoare acolo. Lumea zice că iese pucioasă de acolo, dar nu e adevărat. A ieșit mizeria păcatului. Și pentru aceasta cred eu că în ziua de astăzi se întinde homosexualitatea. Îmi este și rușine ca să mai spun ce fac mari demnitari ai lumii. Din martie am înțeles că trebuie să predea în satul mare păcatele acestea, învățarea sexualității în școală. Omule, ai minte tu în cap? Animalele fac educație sexuală, păsările și toate celelalte. Omul îi trebuie educație sexuală, îi trebuie aceste nebunii. Probabil că acești oameni vor să spurce pe om, dar nu-i poți numi oameni, niște hidre, niște monștri, că dacă ar lăsa Dumnezeu păcatul să se vadă în ei sau în cei care cugetă ca ei, ne-am speriat ce monștri sunt. S-ar speria și lumea înconjurătoare. Aceștia sunt oamenii de astăzi, oameni putrezi, oameni găunoși, un sac de paie. Dar când va veni judecata Mântuitorului, cum va face? Vedem că Dumnezeu tace și omul începe să marșeze pe păgânătate. Deschid capiștele idolești, fac statui în America, elevata America, le rămânea la de cap. Au făcut statui cu Lucifer și le fac de aici colo. Știți că și aici, în București, voiau ca să pună 3 statui al lui Lucifer, să le pună aici. Doamne, în ce hal a putut să cadă omul? Dar probabil că așa va veni Antichrist. Că Antichrist este antagonicul Mântuitorului. Și vine cu toate relele și fără de legile ca să-l prindă pe om. Dacă nu-l prinde cu una, îl prinde cu alta și tot îl prinde. Vedeți că păcatul, cum am spus de nenumărate ori, vine cu umbrirea minții, o întunecare a minții. Când îți dă târcoale păcatul, nu mai ești în largul tău, nu mai gândești duhovnicește, orică-i mândria, orică-i curvia, orică-i beția, nu mai ești al tău, gândești altfel. Și atunci îți întunecă vrăjmașul, îți întunecă mintea și pe urmă imediat execuți păcatul. Soțiile, cum se duc aiurea și bărbații la fel, anume fac acești oameni spurcați, prilejuiesc cumva păcatul. Își lasă soțul său iubit și se duce după altul. Își lasă soția și familia și merge după alta. Și de aici se strică tot pământul.
Vedeți, iubiți credincioși, o minte sănătoasă cât de mult folosește. Dacă mintea este sănătoasă la tine, atunci poți să cugeți frumos. Cât trupurile sunt aceleași, nu este diferită o femeie față de alta. I se pare lui că este diferită, dar e o minciună. Vedeți cum a încroit Dumnezeu pe om, l-a croit din nervi. A pus un arsenal enorm de mare în om. Un nerv, dacă e scurt circuitat, deja șchiopă-ți. Sau ești damblagit, sau cine știe cum este rostul aceluia în organism. Și nu te doare, dar mergi strâmb. Începe să te scoată societatea. Că societatea vrea numai frumos și bine și îi scoate afară din dipticele lor pe ceilalți oameni. Mântuitorul din această cauză a venit blând și smerit și a suferit moarte pentru noi, ca să cheme pe toți oamenii la pocăință. De ce a venit atunci, acum 2000 de ani? A venit și a sărit în mijlocul pământului de pierit, care pieriseră, un cumplit războinic. Numai Mântuitorului îi se cuvenea să salveze pământul de la moarte. Că atunci când a venit el, omul își dădea toată rama pe față, că era Octavian August, s-a intitulat împăratul lumii, s-a intitulat ca un zeu. Atunci a ajuns omul un neputincios, un nimic și un nimeni, a ajuns zeu. Îi aduceau ofrande din animale lui Octavian și tocmai atunci a venit Mântuitorul pe pământ. Oare cum trebuia să vină? L-aș întreba și pe cel mai deștept om, cum voia să vină? Pe un cal, pe un rod frumos, cu armament? E o prostie, a venit în smerenie. Și dacă a venit în peșteră, a murit și smerit, ca să ne scoată din temnița iadului. Iubiți credincioși, mare lucru este să-L înțelegem pe Mântuitorul în jertfa Lui. Spun masonii, o condiție principală ca să intri în masonerie trebuie să crezi în Dumnezeu. Ce pervers, ce oameni coi în sinea lor. Să crezi în Dumnezeu, nemernicule. Dar Dumnezeu este Hristos, că spun, cum spun mulți oameni, că tot un Dumnezeu este. Aceștia sunt cei mai găunoși oameni, care nu au habar de ce este Dumnezeu. A venit Mântuitorul, că evreii nu cred în Mântuitorul, islamul nu crede în Mântuitorul. Și atunci, în cine mai crede ei? Să crezi într-un Dumnezeu? Ai să te duci tu cu tot cu Dumnezeul tău, că vine Mântuitorul pe norii cerului. Vedeți cum a venit acest cutremur. A venit într-o clipă, dormeau oamenii. Când s-a zguduit pământul, a fost fără reproș. Care au murit sub dărâmături, care speriați de groază. Iată groaza morții. Pentru ce să suferim acea groaznă a morții, să stăm leneși că Dumnezeu ne iartă?
Dumnezeu este îngăduitor până când vine ceasul judecății. Dar ceasul judecății nu este al lumii, că pentru fiecare om este o judecată. Că dacă începi să dăblagești cumva, începi să pierzi cârma și dacă pierzi mintea, din cap poți să fii tu frumoasă și tu deștept până la stele, ești tot un nimeni și nimic. Știți că a fost fizicianul acela care era dăblagit, el a fost Hopkins, parcă. El a fost om normal. I-a lăsat Dumnezeu numai mintea și stătea așa zgârcit. Până la urmă a pierit și același, s-a dus cu părinții lui unde s-a dus. Dar vedeți ce este omul, un nimeni și nimic. Pentru aceasta e bine ca să punem un pic rațiunea la treabă. N-o lăsați să doarmă. Cum spunea un filozof antic, somnul rațiunii naște monștri. Și acum dorm aceștia în papuci, dorm și dorm somnul de veci și nasc monștri. Dar noi nu trebuie să ne dăm. Trebuie să credem în Cel ce a murit pentru noi. Eu vă spun cuvintele, iubiți credincioși, nu că am ce, nu mai am ce spune. Le spun din suflet. Le spun cu patos cât pot și eu ca să ne întoarcem la Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. Uitați-vă în Ucraina. Ce se întâmplă? E departe cumva de țara noastră. O nebunie. Oamenii se trezesc din somn, care mai dorm. Bombardament și toate celelalte a venit peste ei și s-ar putea să se ducă în toată lumea aceasta, acest flagel, această nebunie. S-au dus peste călugări, i-a scos din mănăstiri, care slăbănoși cum erau ei, spre dezonoare mai mare i-a lăsat în chiloți ca să-și bată joc Zelenski de ei. Dar oare nu vine și peste el o dreptate a lui Dumnezeu? Nu vreau să fiu condamnat greșit. Dar gândiți-vă bine la tot ce se întâmplă. Să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim dreptatea, să iubim, iubiți credincioși, cuvântul lui Dumnezeu care este sfânt și duce numai și numai la mântuire. Lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.